Bună dimineața! E ca în loc să te trezești dimineața acolo, să te duci să bei o coffee și să te pregătești tu și la lucru și te pui acolo leacă părul pe bigudi, ori te trezești cu un zvanoc în ușă și când mă duc eu acolo, mă uit pe glazul, vecina mea de jos, știi? Și-am deschid ienii așa, ea, ușa e așa, ea nas și așa bărțaia la mine în ușă, știi? Și-am zis, bună dimineața, doamnă, eu îmi cer scuză, dar vă rog frumos, nu mai aruncați bicioașii la mine pe balcon. Dar eu când am auzit, am uitat de cele trei facultăți mele și când s-am început, zic, față, nu ți-i rușine, fa, să vii tu de dragă dimineață, dragă mea, de dragă dimineață să-mi vii tu nene, la ușă și să-mi spui tu nene, sunt și rușine că ți-ți arunc bicioașele, dar e mai departe. Doamne, eu chiar am stat de pândă și m-am uitat. Așa, soțul dumneavoastră chiar e ca numai așa, mâine, Doamne, cum fă tu încă stai, fă, și-l pândești, fă, pe bărbatul meu, fă, pe borea mea, fă, tu și n-ai câștiu cu pa, fă, tu n-ai câștiu cu pa, fată dragă, fumei, hăi, duci-ți ca treabă, nu vine tu nea și-mi spune că ți-arunc eu ție bicioașele, eu îmi închipă că tu n-arunci deloc bicioașele și mai ai acolo la vecinii de jos, știi? Taci din gura și ea ți-am spus și nu-mi vine tu nea, tu nu știi cine-s eu, dragă mea, tu nu știi cine-s eu și unde lucrez eu și taci dacă vrei să mai trăiești pe pământul ăsta. Iacă ei de-amă îndependește și bărbat și spune că este, dar e mai departe, știți? Că dumneavoastră mi-a aruncat și coș de răsărită. E și, da, s-a întâmplat și... Și pentru asta tu ai drept să vii tu la mine în ușă și să-mi spui tu nec, eu că stea, da, e că încolo, îmi zici, și sunteți niște obraznici. Da, eu că m-am nervat, când s-am început tot, fa, sălbătășune, animal prost și ești tu, necărturarul, idiotco și ești tu, eu și să-ți fac, fa, dacă n-ai bărbat, fa, și n-are și ne-ți arunca bicioase, jos, fa, ia mă îmble și te uit la bărbații, la vecini, fa, înțe-nțe rușine, marș la ușa mea, când te apuc așa, e una de floașe odată, te apuc așa, tăti scările, ce tăi, mătru cu tine, ieși, tăti scările, este. Da, doamne, eu lux, nu destul că mă duc la lucrul ăla și lucrez cu toți debilii țării, dar când mi-e vine altă debilă la mine la ușă cu pretenții de draga dimineață, că eu trebuie să mă duc am unervată la lucru, dar cu proastă vine și mă faci mine obraznică, ți închipui? Da, eu, da vă închipuiți? Ea că nu ne închipui, cum tu, ai îndrăzneal, nu ne închipui. E așa ceva, cum, așa ceva, să-mi închipui, să vedeți, mă, fac pe mine obraznic, la mine la ușă, la mine, la cfartirea mea, la ușă, la care eu am mâncit, care eu, treaba mea, ce-am făcut, am luat vizit, ce-am făcut treaba mea, dar eu am cfartirea mea, înțelegi, și pentru niște bicioase, pentru marș de la ușa mea, dacă vine borea mea, eu te rupi în două te rupi, tu nu știi cu cine te-ai pus, draga mea, ia că Și cu greu s-o dus de la ușă, chestii, chem poliția, nu știu, dar cheamă, faci pe cine vrei, și pe papa Saulo, și pe papa Atrilea, și pe Elizabeta II. Și marș de la ușa mea, și mai mult nu mai caut la ușa mea. Și că am trebuit să mă duc la lucru nervată. Nervată, dragă dimineață, doamne, ți închipui și lumii, e că nu știu de unde să iei tot nemălăritul ăsta, needucat, unde?